De ziua Timișoarei a pornit în sfârșit circulația cu celebrele vaporașe pe Bega, chiar dacă pentru moment doar pentru 3 zile și pe un traseu mai scurt decât cel anunțat cu ceva timp în urmă. Suntem primul oraș, municipiu din România care avem un asemenea sistem de transport public din țară, ceea ce ne bucură înainte de orice altceva. Ceea ce se va întâmpla, vom deservi cetățenii municipiului Timișoara și turiștii, toată lumea care dorește să circule pe canalul Bega cu vaporașele Societății de Transport Public din Timișoara pentru relaxare, bună dispoziție și așteptăm cât mai mulți copii împreună cu părinții. Transportul permanent pe Bega se va face în momentul în care Ministerul Transporturilor va emite ordinul de navigare. În acest moment, Societatea de Transport Public Timișoara este pregătită din toate punctele de vedere. Noi avem autorizații de la Autoritatea Navală, starea tehnică a vaporașelor este verificată de către specialiști, vaporașele nu au niciun fel de problemă de nicio culoare, așadar noi suntem pregătiți și mă gândesc că și Ministerul Transporturilor va emite într-un timp cât mai scurt acest ordin de navigare. În toate punctele de vedere, ceea ce ține de navigație pe canalul Bega, din punct de vedere tehnic, cât și membrii echipajului sunt foarte bine pregătiți. Suntem la dispoziție cu 4 echipaje, 4 nave, cu membrii de echipaj, cu echipaj complet. Timișoreni au profitat din plin și s-au plimbat cu vaporașele, scurta călătorie părându-li se foarte interesantă. Oh, Doamne, minunat! Sunt de 15 ani navetă între București și Timișoara și chiar mă bucur că inaugurăm acest moment. Deci chiar merită să faci parte din această elită. Interesant, pentru prima dată, deci chiar am așteptat momentul acesta, pot să spun, și e chiar interesant. Chiar primarul Nicolae Rob, însoțit de conducerea Societății de Transport Local, a venit să vadă celebrele vaporașe atât de controversate. Nicolae Rob a precizat că în scurt timp ele vor intra în uzul zilnic al timișorenilor și nu doar la ocazii deosebite. Știți bine că aceste vaporașe au ajuns celebre prin neutilizare de 2 ani încoace, dar în curând ele vor intra din plin în uzul nostru al timișorenilor și spre bucuria oaspeților Timișoarei, care sunt convins nu vor scăpa ocazia să se plimbe cu vaporașul pe frumoasa noastră apă, Bega. Permanentizarea curselor de agrement se va face după rezolvarea amănuntelor birocratice.